Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Așa cum probabil deja știți, trăim în țara celor 799 de cazuri. 799 de cazuri au ieșit de ieri pe astăzi, vă dați seama, stăteam și mă gândeam că nu avem atâta precizie niciodată. În istoria României n-a mai existat atâta precizie. Mă mir că nu sunt 799,99 ca să fie lucrurile foarte clare. Hai să vedem ce s-a întâmplat azi. Iată că specialiștii grupului de comunicare strategică vin tot cu o cifră dramatic de mare în privința noilor cazuri de SARS-CoV-2 de la noi. Sunt 273 de oameni pe paturile de spital din secțiile de terapie intensivă și 799 de români infectați în ultima zi. În continuare se fac și teste foarte multe, mai bine de 18.980 în 24 de ore. În total, în țara noastră, 35.802 oameni au contractat acest virus extrem de periculos. Acum, marea temere este că vom avea o explozie de cazuri, că vom trece de 1.200, chiar de 1.600 de îmbolnăviri pe zi, de la jumătatea lunii august. Aceasta este de altfel prognoza făcută chiar de guvern. Fiecare nou pacient infectat vine în contact cu alte persoane și vom avea cifre extrem de mari, dacă regulile de prevenție sunt încălcate cu bună știință sau din ignoranță. Suntem pe o curbă ascendentă, deși luăm în calcul numărul mare de teste, aproximativ 19.000 în fiecare zi, totuși, acel indice de pozitivitate despre care noi tot vorbim e mare în momentul în care avem peste 4%. După recordul de noi îmbolnăviri, premierul Ludovic Orban a dat noi ordine celor din Ministerul de Interne, dar și prefecților. Am solicitat fiecare instituție să fie prezentă cu toate efectivele disponibile în prima linie a bătăliei, să se organizeze eficient. Până la publicarea legii carantinei și izolării, cel mai probabil marțea viitoare, prim-ministrul a solicitat direcțiilor de sănătate publică să pregătească baze de date cu persoanele care s-au externat la cerere, cu cele considerate contacți direcți în urma anchetelor epidemiologice, pentru a putea lua măsuri de prevenire a răspândirii virusului imediat ce legea va putea fi aplicată. Premierul mai crede că și după adoptarea legii care spune că izolarea poate fi dispusă maximum 48 de ore, ar trebui ca românii care sunt bolnavi de COVID-19 să stea mai mult în spital, chiar dacă sunt asimptomatici. Sunt evoluții fulminante în cazuri care nu prezintă niciun simptom. Sfatul meu către români este să nu stea numai 48 de ore, să stea cum era înainte, măcar 5 zile să fie urmărite, să se poată facă analize mai aprofundate. Am avut cazuri de persoane care nu aveau simptome, care au ieșit din spital și care s-au întors în spital în situații critice, iar unul dintre ei chiar au decedat. 66 de români infectați s-au externat la cerere în ultimele 24 de ore, iar în total, după ce magistrații au cerut modificarea legii izolării și carantinei, 823 de oameni cu SARS-CoV-2 au ieșit din spital la propria solicitare. Acesta a precizat că și după ieșirea din spital, bolnavii ar trebui supravegheați de medici. În ceea ce privește înăsprirea sancțiunilor din perioada stării de urgență și a stării de alertă, aceasta se poate realiza doar în Parlament, spune premierul. Acum avem de la amenzi până la suspendarea sau anularea autorizației de funcționare a unei societăți comerciale, dacă încalcă regulile de protecție medicală. Ludovic Orban a cerut controle drastice unde există cel mai mare risc epidemiologic, după ce a primit informații despre anumite puncte periculoase, fie prin tel verde, fie direct de la cetățeni. Până acum, 1.988 de români au murit după infectarea cu noul coronavirus. Acestea fiind spuse, bună seara, Răzvan Zanfir, bună seara tuturor din nou. Bună seara, Radu, bună seara. Ne-am lungit un pic cu informațiile, a fost o zi lungă, cu multe cazuri adunate. Multe cazuri, trebuia, fiind atât de multe cazuri, era cazul să prezentăm și noi cât mai pe larg speța și ziua. Necazul ăsta. Mai ales că mâine și poi mâine, nu știu cum vă descurcați, că noi avem emisiune până luni. Da, 799, vă dați seama această precizie nemțească aproape, iscată la fața locului aici în România. 799 mi se pare o cifră perfectă. S-au gândit ei, eu cred că erau 800 și 801 și au zis două cazuri, eu mă gândesc că au lucrat un pic de mână. Asta merg și sâmbătă. Asta merg. Două cazuri merg și așa sâmbătă avem puțin. Da. Puneți-le. 799, da, psihologic. Psihologic, pentru psihologic. Că tendința e să crezi că ăștia vor să pară, așa spune până la urmă, așa spun specialiștii pe partea cealaltă, coronasceptici, că vor să pară cât mai multe cazuri. Păi dacă vreau să pară cât mai multe cazuri, băgau 801, nu? Sau 800. 800 părea cam dubios. 803 băgau, ca să fie toată treaba clar. 803, ca să nu zici. Chiar și 802. Și 800.
802 chiar. Și 802, da. Pentru că știți, la 799 câte cazuri au fost azi? 700 și mult, nu mai țin minte exact. Da. La 802... Pare că deja... 802, bineînțeles. S-a sărit de pragul psihologic. Am trecut 800. 800 de cazuri. E. Știi, acum poate veni disa. Momentan n-am trecut de pragul psihologic de 800 de cazuri și depinde cum pui problema. Da, acum, pentru că la ATI, de exemplu, s-a trecut de un prag psihologic. Acolo înțeleg că sunt deja 267 de persoane în stare gravă la ATI, deci s-au trecut de cazul, de zona asta psihologică în care eram... Deja nu e doar psihologic, e și fizică problema, nu fizică. E doar la nivel psihologic. Și hai să mai mergem către un alt necaz în această pandemie, că trăim în vremuri pandemice. Mai avem și alte necazuri în afară de pandemia asta. O să ajungem și acolo, dar la Tarom, de exemplu. La Tarom, de exemplu, asta e un necaz pe care îl avem de ani de zile. El duce pe picioare. E așa cum mi se spunea la începutul pandemiei că va trebui să ne obișnuim să trăim cu virusul, ne obișnuim să trăim cu taromul. E ca și cum ne mai poate mișca ceva în activitatea acestei companii dubioase, din punctul meu de vedere. Hai zic doar dubioase și restul că avem procurori care să-și plăti să-și facă treaba, nu trebuie să-și facă treaba. Hai să ne facem și noi treaba, să vedem ce s-a întâmplat la Tarom. S-a descoperit, vă dați seama, într-o perioadă în care, lumea dă să zboare de colo până colo, s-a descoperit COVID-19 la Tarom. A, e pe parte epidemiologică, nu pe parte infracțională. Credeam că e acolo, știi care e problema, mai țineți un pic, beta. Știți de ce e riscul mare la Tarom? Riscul mare la Tarom că dacă s-a infectat unul, s-au infectat 10, că locuind în aceeași casă, fiind atâtea neamuri și neamuri și neamuri, acolo sunt practic 30 de familii. Deci nu e cum să ai un caz izolat. S-au infectat câteva familii. Că se întâlnește acasă cu alți 10-15 angajați Tarom. Asta e problema când angajezi familii întregi. Familii lărgite între noi, nu, domne. Familii extinse. Domne, dar matale, n-ai neamuri pe la țară, dar ești niște verișori de gradul 2, 3, 4 sau chiar 5 pe care să-i aducem aici. Ăsta e riscul. Ai și la TVR. Genul de extensie a familiei pe care o mai vezi doar la mormântări și la anunțe. Adică genul ăla de situație. La evenimente faci într-un cadru la mai restrâns. La o zi de naștere nu-ți vine toată. Dar la o nuntă, la o înmormântare și la muncă la Tarom, îi găsești pe toți care sunt și până alianță și a fost ceva cu străbunicul. Ia să vedem. Mai e și la TVR aceea speță unde am înțeles că și acolo s-a găsit un singur bolnăvior. N-a mers acasă în seara respectivă, că altfel am fi avut și rudele sale. Bun, e o exagerare, dar ați înțeles ideea, e să urmărim ce s-a petrecut la Tarom și să trecem mai departe. Primul angajat ar fi fost confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2 în cursul zilei de marți, în timpul unei vacanțe pe litoralul românesc. De altfel, conform declarațiilor făcute de reprezentanții companiei, ancheta epidemiologică a stabilit faptul că în ultimele 14 zile, anterior diagnosticării cu virusul, angajatul ar fi petrecut la serviciu doar prima parte a zilei de joi, după care s-ar fi învoit, fiind riscuri extrem de reduse ca acesta să fi intrat în contact și cu alți colegi din departament. Acum însă angajatul se află în izolare la domiciliu, alături de familie. La doar două zile distanță, un al doilea caz a fost confirmat. După ce a primit vestea, bărbatul s-a autoizolat la domiciliu, urmând de asemenea un tratament medicamentos. De altfel, reprezentanții companiei spun că cei doi angajați depistați pozitiv nu au intrat în contact cu echipajele sau personalul auxiliar al aeronavelor. Ceea ce nu spune Tarom este faptul că și primul și al doilea angajat au fost la serviciu, au semnat condica și în cazul primului angajat Tarom confirmat, ei m-au anunțat DSP-ul, DSP-ul fiind cu o zi înainte în control la ei. În urma celor două cazuri apărute la Tarom, în cadrul companiei a fost declanșată o anchetă epidemiologică. De altfel, compania Tarom a pus în aplicare un plan de măsuri stricte pentru prevenirea contaminării angajaților, a echipajelor de zbor și a pasagerilor. După efectuarea fiecărei curse, cabina de pasageri, cabina piloților, toaletele, bucătăria, cala de bagaje, scările și toate celelalte suprafețe ale aeronavei cu care pasagerii sau personalul intră în contact sunt curățate și dezinfectate, iar la finalul fiecărei zile de zbor, aeronavele sunt dezinfectate suplimentar. Mai mult, toți angajații poartă mască, viziere, mănuși și halați de protecție. Da, deci totul e în regulă. Bună seara, Ștefan Edveș, realizator Drumurile Noastre. Bună seara! Bună seara, să trăiți bine! Bună seara, Ștefan! Spui vineri la B1, spui Ștefan Edveș, că ești și la prânz. Ești și la noi seara. Ștefan, în câteva... aștept să mă invitați în emisiunea voastră să vorbim despre drumurile noastre. Ai început ca politicienă, dar de ce mă sunați? De ce nu mă invitați în platou? Nu te... Bine, Ștefan, pentru tine vom face o excepție. Nu te auto-invita, că te chemăm. Te chemăm așa. Noi. Bun, Ștefan Edveș, spune-ne și nouă câteva cuvinte exact ce se întâmplă acum, cât de nesigură sau sigură e situația în privința Taromului, dacă lucrurile sunt în ziua de miercuri, marți și miercuri,
ori oameni din Darom de bună credință s-au gândit să sune presa, să spună, domne, noi în cazul Darom avem colegi confirmați bolnavi de coronavirus. Da. Bun. Eu, marți și miercuri, am încercat să confirm știrea, să aflu detalii de la conducere, de la șefime, de la director, că știți, acolo sunt un șef la 9 oameni sau ceva de genul. Așa e. Aveai director pe care să-i suni, slavă Domnului, nu era... 200 de directori, am zis, mă, nene, poate îmi spune unul și confirmă faptul. În contextul în care, țineți-vă bine, luni, Direcția de Sănătate Publică a făcut un control amplu la Darom legat de tot ce înseamnă respectarea acestor norme. Frumos. Cu mască, cu combinezon, cu spălat pe mâini, cu, nu știu, să n-avem vreun gândac sau ce-o fi în Darom. După ce au plecat băieții ăia și s-a confirmat coronavirus, Darom n-a spus nimic DSP-ului. Asta e interesant. Darom avea la al doilea caz de coronavirus înregistrat ieri după masă, ieri spre seară la ora 20, tot angajați de bună credință ne-au spus, a fost un domn, un angajat Darom de la securitate, din departamentul securitate. Adică nu fosta securitate. Uneori se mai urcă în avioane și au grijă ca domnul Zanfir, nu știu, să ajungă cu bine la Milan. Da, printre, cunoscut printre pentru drumurile mele la Milan. Uneori și... angajat Darom de la securitate. Mă înțelegeți? Aha. Primul caz a fost la tehnic, în departamentul tehnic, la hangar. La fel, nenea ăla a semnat condica să-și ia frumos leafa, totul să fie bine, să nu fie rău, în contextul în care mi se pare strigător la cer, Darom a ascuns primul caz. Bun, a ascuns primul caz Ștefan Nedveș, dar în momentul de față avem această nouă problemă. Până acum le aveam palele alte, acum avem o nouă problemă la Darom, asta cu coronavirusul. Iată că, într-un fel sau altul, ne țin în șuturi. Acolo nu mai e probleme, ne țin cei de la Darom. Dar nu există nicio... Că la Darom, ultima problemă, zici, Ștefan, părerea mea ar fi coronavirusul. Pentru că de când m-ați sunat, de vreo 2-3 minute de când suntem în live, da? Darom deja pierdut vreo 500 de euro. 300 sau 400 i-a pierdut. Deci SARS-CoV-2 e ultima problemă, da? Sunt chestii mai grave acolo. Pe secundă, 4,6 euro. E un risc susținut acolo de pierdere, pentru că am văzut că... Hemoragie, sau? Nu, dar e ușor să câștigi bani. Dacă eu aș anunța pe secundă către un caz de coronavirus, n-ar fi o problemă. Caz de coronavirus la Darom, evident. Ștefan, dacă deci... spune că toată lumea din Darom are coronavirus, cred că n-ar fi un lucru rău, să știți, părerea mea. Adică, cred că n-ar fi o problemă. Adică, Ștefan, dacă ar fi o problemă foarte mare, virusul e ceva ce a fost confirmat de medici. Trebuie să ne ferim și angajații de la Darom trebuie feriți, dar n-ar spunea trebui... că se închide dacă s-ar închide Daromul, n-am mai pierde bani, dacă și s-ar nu puteți să ne închidem fără să se bolnăvească oameni? Că eu altceva nu reușesc să înțeleg. Cum au putut să ascundă un caz de coronavirus? Să știți că și dacă ar închide Daromul, tot ar fi coronavirus acolo. Deci eu vă garantez. Tot ar fi coronavirus. Bun. Și coronavirus n-ar fi cel mai rău lucru. Vreau să repetăm. Ștefan Nedveș, mulțumim pentru intervenție. Ștefan Nedveș, realizator drumurile noastre, cu detalii în legătură cu Daromul. Pe de altă parte, uite, ai întrebat, domnule, cum pot așa? Băi, să câștigi banii foarte ușor. Ai văzut că în România se câștigă, sunt foarte mulți oameni care câștigă bani foarte ușor. Am prezentat o grămadă de oameni de succes și mai continuăm seria probabil și azi. Dar, pe de altă parte, vezi, hai să încercăm ceva, hai să încercăm să pierdem bani. Hai să încercăm să pierdem, să existe pierderi de astea, să existe un pierdere de cord, pierdere de consemnat, pierdere... Și că să pierzi bani nu e așa de greu. E adevărat. Îți spun eu câteva cuvinte care te vor ajuta să pierzi mulți bani. Înțeleg că sunt sancționate de organele vigilente ale statului. Bun, organele vigilente nu sancționează, în schimb, uite, intervenția, revenirea clanurilor de plecate de peste graniță, odată cu pandemia... Repatrierea clanurilor. Asta este termenul de specialitate. Da. În limbaj diplomatic, dacă ai citit comunicatele Ministerului Afacerilor Externe, se vorbește despre repatriere. Nu în cazul clanurilor, dar putem extrapola. Au fost repatriate câteva clanuri, au venit aici în țară, parțial pentru că e mai greu în perioada asta să-ți desfășori activitatea de clan. Da. Și pentru că, sigur, erau loviți de dragostea și dorul de țară. Sigur. Există
certe. Există clan, există și plan. Uite, există plan aici, au un plan. Planul clanului. Așa, și s-au organizat oamenii ăștia și zice așa, organizatorul, că pare organizator. S-au organizat, dar nu ca un grup infracțional organizat sau ca o crimă organizată. Nu, s-au organizat ca orice clan civilizat, cinstit, onest până la proba contrarie. Cum se întâmplă și cu clanurile din Occident și așa mai departe. Zice, unul dintre ei, suntem obligați să punem mâna pe pistol și cuțit. Clanurile de interlopi amenințări cu moartea după ce și-au împărțit cartierele din București. Deci, practic, s-au repartizat cartierele. Să ne certăm între noi, că suntem puțini oameni de valoare în țara asta, să ne certăm între noi. A fost o repartizare aleatorie? Asta mă interesează. Că același scandal l-am avut în minte și la... în cazul domnului Dragnea. Da. Unde spunea la înalta curte, că au fost, nu s-a repartizat cum trebuie complet. Exact. Vreau să știu, măcar în cazul acestor clanuri. Măcar aici este... Serioase. Da, altfel, până acum, destul de temeinice în activitatea. N-avem. A fost o repartizare aleatorie? Sau iarăși l-au pus cu mâna? Uite, tu iei... Așa, tu e așa. Nu mai poți să nominalizezi un clan. Haideți să urmărim un scurt material ca să vedem exact cum s-a făcut repartizarea asta, dacă s-a făcut în ordinea mediilor de la BAC, dacă a fost o repartizare computerizată, dacă a fost pe de altă parte, poate cineva denunță procedura, sau dacă poate CCR-ul se va pronunța și va spune că anulează procedura de atribuire a cartierelor către clanuri și se reface... Sau dacă s-a ajuns și la clanurile astea să se lucreze cu tot felul de șmecherii, de mișmașuri și să se repartizeze. Eu sper că măcar în zona asta de clan, de lume interlopă, lucrurile să fi rămas în matca legalității, că în partea altă... Hai să vedem cum a fost repartizat Bucureștiul. Da, tehară, over, tehară, pala, ce mai s-am? Hai ce să am obligime, te și-am ură pistolul pe mande, te și-am ură șurii pe mande. Hai fite sau le-am amângă pe cartieri, le-am amângă pe cartieri. N-ai tu nevoie avele, te avem pe zona mare. Unul mai, Grivița, Chibrit, Giulești, Chiarna, Dragomirești. Deci jantul mângă pe Landoforo, jantul mângă Cainea Rom, Țigăniacă. Am ducat-o că Căinul Hambiții, pur și simplu, iritim pe seal Țigănii. Te mereu mă rășeam în vână, te acceptuia de situația de jeanați care s-a spălat pușcării. Aia mea s-a obișnuit mereu pușcării. Da, le-ați ascultat pe celebrii împărțind celebrii, mă rog, după ce mii de interlopi s-au întors în țară, celebrii interlopi, că altfel nu le putem spune, să nu ne ferim de cuvinte. Clanurile se pare că și-au împărțit cartierele din București, o adunare a avut loc cu câteva zile în urmă în parcarea unui hipermarket din cartierul militar. Și a fost transmisă pe Facebook pentru că există transparență, oamenii ăștia nu se feresc, n-au motiv să se ferească de voi sau de unii de alții și așa mai departe. Transparență totală în privința clanurilor. Dar e o chestiune, știi că mi se pare că... proceduri, Radu, până la urmă. Niște proceduri care sunt respectate măcar în mediul acesta. Că de-aia nu a existat niciodată conflicte și n-ai văzut o comisie de arbitraj să se pronunțe, pentru că dacă procedurile sunt respectate... N-ai nevoie! Nu există nemulțumiri. Exact. Aici înțeleg că, iată, această cursă a înarmării... Așa se numește ea? Cursa nărmăștea. Da. Okay. Nu au inventat toate clanurile. Nu. Deci asta s-a desfășurat și în perioada războiului rece. Sunt chestii știute și arhiștiute. Da. România fiind cu 50 de ani în urmă, mă dați seama, acum ne apucăm și noi de cursa în armă la un nivel mai degrabă așa, redus, pe zonă de clanuri. Asta e nivelul, asta nu, e situația. Deci nu comentez. Bun. Nu, e bine că se întâmplă măcar acum. Da. Că puteam să rămânem nenarmați. Dar da. Să știți că au fost proceduri de înarmare și în cazul jandarmeriei. Iată și oamenii aceștia se înarmează. Practic toată lumea se cam înarmează. Și noi ne-am înarmat cu răbdare. Nu suficientă. Nu ne-am înarmat cu răbdare de război, ca să mă exprim așa. E pusă la grea încercare această răbdare. Și eu spun că la ce organe de ordine o să prezentăm noi în cele ce urmează? Imediat prezentăm, într-adevăr, pare destul de sigură treaba acolo. Eu cred că ar trebui totuși să fie niște uniforme, că am văzut că pe jandarmerie, poliție locală, există uniforme. Da. Ar trebui și pe zona de clan niște deci uniforme. Deci ceri uniforme și la clan. Da, pentru a diferenția mai bine de unii angajați ai statului. Dar eu mă întreb dacă nu care cumva este o replică la ce face statul, că și statul se organizează. Înțeleg că în septembrie se repartizează Bucureștiul și în privința statului român. Statul român se organizează. Înțeleg că e posibil să nu se mai repartizeze. Nu știu, uite, oamenii ăștia au luat-o mai din poate pripa. Poate oamenii ăștia au avut această informație obținută pe surse, că alegerile de 2017 ar putea fi decalate pentru 2021. Alegerile 2020. 27 septembrie. Da.
Am sintetizat clar, anul cu ziua, da, cu luna, adică oamenii știu la ce mă refer. Deci alegerile din 27 septembrie ar putea fi amânate, motiv pentru care oamenii ăștia simt nevoia de reprezentativitate. Au împărțit mai devreme. Au împărțit, nu stăm. Că uite, nu stăm după partide. Că a nebunit pur și simplu COVID-ul ăsta. Uite-te și tu, sunt 800 de cazuri aproape azi. 799. Când partidele stau degeaba, se activează clanurile. La iată, 799 de îmbolnăviți. Bun, dar acestea fiind spuse, apropo de înarmare, cine nu este în cursa asta în înarmării, nu s-a angrenat în cursa înarmării? Poliția locală. Poliția locală, sigur că ea s-a înarmat teoretic, dar în lupta cu COVID-ul nu pare prea înarmată. Nu are scut. N-are scut. Deci, nu se protejează. Poliția locală nu se protejează. Am găsit un polițist local din categoria coronasceptic. Da, poate fi, poate părea. Poate, nu știu, poate pare că poate sau... e o capcană întinsă COVID-ului, nu? Ca să atragă tot COVID-ul asupra sa? Să atragă COVID-ul, să pare că nu e pregătit. Lucra sub acoperire? Nu știu, vom vedea. Era deghizat într-un corona sceptic, era infiltrat în lumea corona scepticilor pentru a destructura o rețea de corona sceptici? Polițist local... Nu, era fără mască într-un spațiu public, într-un un spațiu nene public. Care ne-a... Mă rog, pe mine m-a ferit Dumnezeu, dar care a amendat, de la au durut degetele, câte amenzi a scris dintre în perioada de, stării de urgență. Dintre dădeau 200 de milioane vechi amendă, fără, riguros, la modul rigoare. Păi, nene, știi? După când tu, în pixul tău, stau sute de milioane de lei vechi amendă individuală și tu încalci legea și ar trebui să fie amendat, ce exemplu dați, nu, ce exemplu românilor, dați? Domnul, poliția local? Eu sunt convins că polițistul ăsta local pe care îl vom difuza în imaginea următoare este dintre aceia, că acum poate lumea zice, domnule, sunteți prea drastic. Domnule, e dintre aceia, eu sunt convins că dacă luăm la mână, a dat cel puțin, nu știu, și s-a și lăudat cu asta, că părea aprig așa, părea genul. O abordare, eu am altă abordare, spun în felul următor. Zeci de mii de, au dat zeci de mii de lei amendă în starea de urgență și erau riguroși, nu lăsau nicio doamnă. Era mai rău decât poliția adevărată. Niciun eu așa bătrânel neamendat care depășește ora. Neamendat. Sau tinerel. Dar știi care e problema? Să nu aveți senzația că individualizăm. Nu, eu vorbesc de uniforma de pe el. Uniforma aia de pe el a dat amenzi record, da? Nu știu cu omul ăsta, că nu ne interesează persoana. Eu l-aș și individual, uniform... sunt convins că și el, că mă uit la el, e genul care se învelșurat așa pe l-a respectarea aia. L-a luat pe partea ca să-l încercuim, tu l-ai luat pe individual, eu l-am luat pe colectiv. Mergem în magazin, la Craiova, acolo unde s-a produs acest incident despre care vom vorbi. Domnule polițist, masca dumneavoastră unde este? Sunteți într-un magazin. Unde este masca dumneavoastră? Unde este masca dumneavoastră? Unde este? Cum vă numiți? Cum vă numiți? Vă rog să-mi spuneți. Nu sunt, erați înăuntru, v-am filmat. Da, foarte Cazan, bine. Domnul Cazan, da. Unde vă este masca? Unde vă este masca? Suntem în pandemie. N-ai elibă, nu trebuie masca. Ați fost înăuntru, v-am filmat. Ați fost în magazin. Nu vă e rușine. Sunteți organ de poliție. Unde vă e masca? În timpul liber am filmat programul. Păi și nu mă interesează, ești în uniformă, băi, de simțitule. Vezi cum vorbești. Ce? Așa, ești în timpul liber. Frumos, da. Ești în timpul ce liber. Ce? Da, pun. Păi ești în uniformă, unde ți-e masca? Sună, unde suni? Unde suni? Sună la 112, ești în magazin. Nu ți-e rușine. Imagini tensionate într-un magazin din Craiova. Înțeleg că polițistul a fost amendat pentru că a polițistul local. Polițistul local a fost local. Amendat, dar a fost amendat, înțeleg că așa pare din articol, că a fost amendat și operatorul, cel care a filmat, observatorul, film martorul ocular. Cel care a sesizat această încălcare a legii de către un organ de poliție cu o uniformă similară unui polițist adevărat? Da. Păi de ce a fost amendat? Păi nu știu, hai să-l întrebăm. Bună seara, Florin. Florin Termeș, nu? Bună seara, da. Florin, nu o să-ți precizăm și numele de familie, înțeleg că e mai bine să nu fim atât de transparenți. Pentru mine nu este o problemă, problema este că sunt părinții mei, familia mea, nu vreau să fie implicat în acest. Da, Florin, tu locuiești în România sau ești venit în concediu aici în România? Care e situația ta? Ne auzi? Florin? Ne auzim? Am pierdut legătura, trebuie să mai sunăm încă o dată. S-a pierdut legătura cu Florin. Facem legătura Florin, cu cel care cu a și filmat evenimentele. Da, din informațiile noastre a revenit o săptămână din Marea Britanie și stă cazat chiar în această perioadă la hotel, tocmai pentru a evita să își infecteze familia care e stabilită aici. Genul asta foarte informația precaut asta. În legătură cu asta. Da. Mă interesează fiind foarte mult. Fiind omul la cumpărături a sesizat acest aspect oarecum straniu.
Un om care te amenda pentru că n-ai mască peste tot, umbla el însuși fără mască. Și eu știu de, am auzit de imunitatea politicienilor, am auzit de imunitatea multor categorii socioprofesionale, bă, dar n-am auzit de imunitatea la virus a polițistului local din Craiova. Sau da, din oricare alt el are, își aduce în favoarea sa, ca argumente, de ce nu purta mască într-un magazin, își aduce în favoarea sa faptul că era în timpul liber, ceea ce n-are nicio legătură cu... Ce dacă? Așa, n-are nu legătură se suspendă... cu nimic. Așa, cum era, dar, în timpul liber în uniformă? Nu știu, doamne, așa zice omul, dar zice și eram și în ușă. Bună seara, Florin, din nou, ne auzim? Bună seara. Am pierdut legătura mai devreme. Dar am regăsit-o pe parcurs. Haideți să vedem exact cum s-au desfășurat evenimentele pe care le vedem în această înregistrare. Te duceai la cumpărătorul în magazinul ăsta și... Nu, eu inițial a fost o coincidență fantastică. Eu am venit săptămâna trecută, miercuri, în România, pentru a-mi vizita familia. Imediat, cred că a fost primul zbor cu care am putut să vin fără să stau în carantină. Da, da. Am venit și tocmai pentru a-mi proteja familia, mama care este diabet, tatăl are probleme cu inima, am zis să nu risc acest lucru și stau cadrat la un hotel din Craiova de o săptămână. Chiar n-am făcut testul COVID, am plătit testul și n-am făcut testul, da. Dar mai vreau să mă aștept încă 7 zile. M-am dus la cumpărături de la ora 11 noaptea și mi-am amintit că n-am mască. M-am întors la mașină în fața hotelului, mi-am luat masca și m-am dus acolo că mi-am găsit. Eu cer scuze pentru ieșirea mea oarecum agresivă, însă pur și simplu am fost frustrat. Iar astăzi am văzut că sunt căutat de poliție, am văzut pe Facebook, din știți. Nu știu, deocamdată nu am fost contactat de poliție. Deci, eu n-am înțeles asta, de ce să fie căutat de poliție? De ce să era un polițist local, nu? Și, da. Deci fapta comisă asta, fapta odioasă comisă de Florin, cu care suntem acum prin telefon, e că l-a numit nesimțit pe polițistul local. Da. Am zis, ai mai comis și altceva, e ceva ce nu se vede pe înregistrări? L-ai bruscat? Nu, nu. L-ai scuipat? Nu se vede pe filmare. Eu nu am... Intenția mea nu a fost să pun public această filmare. Intenția mea a fost de a mă duce la primărie și da, a le arăta șefilor lui. Că ține de primărie, polițistul. Când am cumpărat țigări din magazin și am ieșit afară, el mă aștepta undeva la colț, luând un numărul de la mașină și spunându-mi acum eu unde stai. Opa, opa, mă rog, mașina este închiriată și nu este... Păi nu, 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 dar chestiunea asta e abia interesantă. În regulă, l-ai numit nesimțit pe polițistul local, ceea ce, desigur, nu recomandăm nimănui. E un cuvânt, da, pe care n-ar trebui să-l scoatem în limbaj. În această țară plină de balei și bune maniere, cuvântul nesimțit e ceva ce ar trebui, sigur, să facem pușcărie ca Mandela pentru un astfel de termen. Bun. În cazul în care vedem un om al legii sau ce doamne artă polițiștii locali, încălcând normele epidemiologice. Dar, ok, asta e grav. Eu l-am numit am folosit cuvântul nesimțit în momentul în care mi-a spus că este timpul liber. Da, bun. Eu asta cu nesimțit, sper că s-a înțeles ironia din gloasă meu, chiar nu au o valoare. Ce o să faci? Bine că s-a abolit pedeapsa cu moartea. Dar, cum catalogăm asta intenția unui polițist local de a nota numărul de matriculare al mașinii și a anunța că va afla el unde locuiește interlocutor? Asta ce e? Nu știu ce să zic, că asta a fost frustrarea cea mare și datorită acestui fapt am pus public video. Da, trebuie să urmărim evenimentul așa cum cu el. Pentru că asta se întâmplă oarecum în Craiova. Florin, vreau să te întreb în finalul discuției noastre, urmărim evenimentele, dacă între timp află polițistul unde stai, dacă te și interpelează pe dacă asta. Apar presiuni, amenințări despre autoritățile publice locale sau centrale, numărul de telefon presupun că rămâne acesta. Știu să te contactez, mesaje de la tine. Florin, aș vrea să te întreb în final următorul lucru. Vii din Marea Britanie, există în România antamat această opinie că se și exagerează foarte mult și că în alte țări nu e nebunia asta cu pandemia pe care o întreține media din România. Vreau să te întreb că vii din Marea Britanie, e mai relaxată situația acolo în privința pandemiei? Cred că oamenii sunt puțin mai conștienți. Nu neapărat că este mai relaxat, pentru că eu consider că au probleme la fel ca și noi, dar oamenii sunt puțin mai, nu știu, cu simț civic dezvoltat. Mm-hmm. Atât. Cam asta e diferența. Da. Diferența este de educație, clar. Am înțeles, dar, nu, dar măsurile
din România, așa cum le-ai văzut în ultima săptămână. Paștele ortodox, care ne-a prins în carantină pe toți în Anglia. Așa? Nu am participat, însă știu, pentru că s-a întâmplat, cunosc persoanele, se făcuse un chef de români, de vreo 20 de români. Nici măcar nu au trimis echipă de poliție, au trimis o polițistă care a venit la chef, le-a spus să aveți 5 minute să spargeți gașca, dacă nu discutăm altfel. Într-un mod foarte elegant și foarte plin de empatie. Le-a spus, știm că este Paștele Ortodox, știm că vreți să sărbătoriți, dar nu se poate din păcate. Vă rog să vă duceți fiecare la taxele lor. Atât. În România, polițiștii aceștia locali pe care i-am semnalat un pic mai devreme, nu neapărat în legătură cu sărbătoarea Paștelui, dar în general în starea de urgență, au fost foarte agresivi, foarte disproporționați în acțiunile lor, foarte nejustificați. Am și dat multe exemple de genul acesta filmate. Urmăresc. Și uite-l acum ce relaxație domnul polițist când e vorba de el. Da, mulțumim tare mult pentru intervenție, Florin. Mulțumim, Florin. Din salut. Craiova. Și apropo, știi, nu amendau doar încălcarea ordonanțelor militare. Amendau și declarațiile completate greșit. Era un moment de celebritate al polițistului local în pandemia aceasta. Au găsit în momentul respectiv. Mi-aduc aminte că tot polițist local e și ăla de la Topogane. Te aduce aminte de la cazul Bălan? Știu, care a apărat Calamărășești și Mărășești topoganul de local. Doi copii. Uite-i pe ăștia pe locali. Uite-i, fără mască, foarte relaxați când e vorba de ei. Că poate are lumea senzația că popularizăm. Da, domnule, era un polițist de poliție local, ce să spun, nu și-a pus mască. Dar a omorât pe cineva. Nu a omorât pe nimeni. Da, când deveniseră, ei se credeau în linia întâi, nu? Da, erau. Deveniseră puteri similare poliției adevărate. Da? Da. Erau și te amendau. Păi pe Banciu l-au prins cu o adeverință completată, corect, dar i s-a spus, nu, asta are efect până în ora 22. După ora 22 trebuie altfel de o adeverință. Da, da. Vin de la muncă. Au trecut două ore și ceva, da, de când nu mai e valabil. E ca și cum am încălcat legea. Am completat greșit niște hârtii. Greșit. Da. Ne-am complicat cu birocrație. Da. Un tip de adeverință până în 10, bă, deși lucrurile au fost... Ho, ho, ho! Cu cât l-ai amendat seara? Maxim, 200 de milioane vechi. Ceva de genul ăsta, acest gen. Ceva ăștia erau. Drastic, ceva aspru, dar sever. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem, pentru că sunt multe lucruri de rezolvat azi. Da, și ne grăbim să trecem la niște imagini extrem de tensionate petrecute în celebra luptă pe care se dă în fața sau chiar în pădurile din România. Tiberiu Boșutar îl cheamă pe ecologistul care în zona de nord a țării se luptă în favoarea pădurilor, că trebuie să știi de ce parte. Sigur, lumea are senzația că dacă am spus că e activist de mediu sau ecologist, se subînțelege că își desfășoară activitatea în favoarea pădurilor. Da, o să descoperim pe parcursul acestei ediții de vineri că există și pădurari care, tehnic, sunt și ei în favoarea pădurii. Ăsta e sensul pădurarului. Pădurarul trebuie să țină cu pădure. Atunci o să prezentăm niște pădurari pe sens invers. Pe sens interzis de lege, aș putea spune, pentru că începând de astăzi, când difuzăm aceste imagini, lucrurile sunt foarte clare. Bine, pentru unii erau clare de mult, dar astăzi avem și cum să le ilustrăm. Există prieteni ai pădurii care... prieteni falși ai pădurii. Pentru că Tiberiu acesta, ecologistul, cum stătea el așa deci și... deci el e ecologist. Ecologi. Ei nu sunt pădurari. Cum stătea el și transmitea live pe Facebook dând niște informații, toată apar niște pădurari într-o mașină care devin agresivi, atât de agresivi încât o să vedeți ce s-a întâmplat în imaginile următoare. Pădurarul de la cantonul ăsta vine să-mi arată când ești nebun, când am voie să vorbesc. Domnul ministru, mi-ați promis că pădurarul va fi demis. Au trecut două luni. Ce vă trebuie? Ce mai concret de atâta aveți nevoie? Pădurarul care... da, a venit lângă mine și mă amenință. Au trecut două luni de când am identificat că a pus clupa pe lemn și 20% din mașină din lemn a fost fără acte. M-ați sunat personal și a spus că rezolvați treaba. Ce ați rezolvat? Că au curajul ăștia să vină lângă mine și să mă amenințe? Asta ați rezolvat? Da. Ei cred că pădurea lor. Uite. Asta fac ei. E lor pădure. Thank you.
ăștia sar la bătaie. Fugi repede, că eu sunt pe Mihai. Uitați-vă ce-am pățit. Poliția, vină repede după noi. Uite ce-am pățit. Repede. Uite ce-am pățit. M-auzi? Uite ce-am pățit. Repede. Uitați-vă ce fac oamenii. Ne bat oamenii, uitați-vă ce-am pățit. Te rog, repede. Uitați-vă. Sună și la poliție, că vin cu noi ne omoară. Uite, uite, fetița mea. Sună. Uite, uite ce pățesc eu. Uitați-vă ce-am pățit eu. Pădurarul și... Mergi mai repede. Te rog. Mai repede. Uite, asta pățim noi. Asta pădurarul a făcut. Hoții de lemn ne-au făcut noi cu noi asta. Ne-au spart mașina toată. Uitați-vă, în live. Ia ce de acolo. Uitați-vă ce-am pățit. Pădurarul. Uitați ce mi-a făcut pădurarul. Uitați-vă. Uitați-vă pădurarul care a fost. Uitați-vă ce mi-a făcut. Asta e România. Asta e România. Asta e... Stai în mașină, stai în mașină, sui în mașină. Nu-ți face nimeni nimic. Uitați-vă. Asta ne fac hoții de lemne. Ne-au tocat exact pădurarul care l-am filmat. Uitați-vă. Oameni buni. În ziua mare. În ziua mare n-avem voie să vorbim. Eram pe drumul public. Eram pe drumul public și am fost atacat de pădurar. De pădurar. De Drajmiș Mihai, de pădurar și cu Oblezniuc. O venit și o dat cu... Asta e? Asta suntem în România? Domnul Costel Alexe, așa vreți să trăim noi în România, pădurea noastră, țara pădurarilor? Noi oameni buni, nu înțelegeți de ce fac eu scandalul ăsta? Nu înțelegeți că noi am pierdut România? Măi, de ce au voie nemernici ăsta și mai cercului pe drum? De ce nu l-ai dat afară? Pe părăul ăsta, pădurarul Tofan. Ai auzit de pădurarul Tofan? E milionar. În euro, în Suceava, jumătate de județa lui, de pe părăul ăsta căra. Am adus oameni și au dat declarații. Erau pe viuri de 300 de metri și căra 4.000. Asta au făcut, mă, ați furat, ați făcut milioane de euro din România. Acum nu vreți să vă lăsați de hoția asta, mă. Nu. Da, pare că se fac bani buni de tot din pădurile astea. Adică pare că pădurile astea se transformă în bani. Se fac bani răi, de fapt, dacă stăm să ne gândim la efectele pe care le produce o defrișare necontrolată, o tăiere ilegală de lemne. Noi știam până acum și am și vorbit în emisiune despre riscurile la care se expun pădurarii. Da. Da? Angajații ocolului Silvic. Ne amintim un caz tragic. Văduva unui pădurar susținea că a fost ucis de tăietorii de lemne, tăietorii de lemne în mod ilegal, că așa lemnele se mai și taie. Un pădurar la un moment dat, mai avem mulți alții agresați. Acum vedem că sunt mai multe feluri de pădurare. Sunt mai multe feluri de pădurare. Pădurarii nu sunt neapărat în favoarea pădurilor. L-avem la telefon, bănuiesc, nu? L-avem, nu? L-avem. Pe Marius Necula de la Partidul Ecologist. Bună seara, domnul Necula. Bună seara, bună seara. Urmăream aceste imagini tensionate petrecute acolo în zona de nord a țării, mă rog, cu lupta dintre ecologism și pădurari. E o bătălie mare tot dată pe pădurile țării. Cu ce ochi ați privit la aceste imagini? No, deci, în primul rând, sunt extraordinar de revoltat și cred că și dumneavoastră sunteți la fel de revoltați și cu siguranță că și telespectatorii dumneavoastră. Da? Sincer să fiu, aș vrea să mențin ritmul acesta al emisiunii dumneavoastră care tratează lucrurile serioase, da? Într-un mod puțin umoristic, astfel încât să le facă puțin mai digerabile chiar și lucrurile care sunt foarte grave. Pe mine m-a impresionat foarte mult și eu țin foarte mult la activitatea lui Tiberiu Boșutar, care eu îl consider a fi un avertizor de mediu, după modelul avertizorilor de integritate. El este președintele Asociației Moldovița. Și de ani de zile se luptă, aparent de unul singur, dar de data aceasta și noi cei de la Partidul Ecologist suntem alături de el,
pentru că a făcut sesizare penală împotriva acestor tâlhari, acestor bandiți, care de fapt ei sunt plătiți de stat să apere pădurea, și vedem cum este atacat acest om de bun simț, ba mai mult, lucru revoltător, este și fiica lui agresată, fiică și tânăr, care a venit cu tatăl să facă un lucru bun, să fie voluntar în apărarea pădurilor României. Este inadmisibil, este inadmisibil și, vă spun sincer, sunt extraordinar de revoltat și acesta este și motivul pentru care am avut această decizie de a implica total și a pune presiune pe autorități pentru a pedepsi exemplar. Nu e prima dată când e atacat. Da. Nu e prima dată când e atacat Tiberiu Boșutar. Nu. Deci el este un client. Pentru că ultima dată, ca să spun așa, a fost atacat de fiul lui Mihai Mugurel Nacu, care este care inspector la Garda Forestier. De ce? Pentru că fiul domnului inspector a fost prins cu tăieri ilegale din pădure. Și vă dați seama că este o presiune fantastică. Acest om are un caracter și care trebuie admirat și vă mulțumesc foarte mult că ați preluat acest subiect. Da, pentru că astfel de oameni, credeți-mă, pot răsturna situații. Domnul Neculae, el invoca și un dialog pe care l-a avut cu ministrul mediului, cu domnul Alexe, invoca acolo că ar fi avut un dialog cu domnul Alexe și a promis domnul Alexe că se implică și rezolvă situația la fața locului. Și până la urmă, urmărind imaginile, pare că mare lucru nu s-a prea rezolvat pe acolo. Domnule, urmărindu-vă, deci mie sunteți tare dragi și simpatici și numai niște oameni inteligenți pot avea umor. Eu vă spun următorul lucru. Cât vă este dumneavoastră de drag și câtă credere aveți în declarațiile domnului ministru al mediului, atât am și eu. Și eu îmi pun o singură întrebare, dacă vreți, retorică. Da. Cum de parlamentarii, deputații PNL, 70, iar deputații PNL din Suceava incorpore, s-au abținut la votul legii privind DNA-ul pădurilor. Nu doar că s-au abținut. Deputați PNL au votat această lege. Deci nu și că s-au abținut, au atacat-o după aia la CCR. Legea, până o atacă și la Curtea Constituțională. Da, nu există, adică nu dau seama care ar fi justificarea națională pentru așa ceva. Deci mi se părea o idee foarte bună pe care au avut-o cei de la USR cu DNA-ul stat. Nu este perfectă legea, este perfectibilă. Dar haideți, dacă vrem, dacă avem voință politică, dar eu nu cred că există voință politică. Cred că interesele în acea zonă, banii care se câștigă tăind ilegal pădurea, decimând pădurea, nu fac nimic altceva decât să influențeze și decizia politică. Acesta este motivul pentru care Partidul Ecologist Român a depus această sesizare penală împotriva acestor tâlhari pentru a-l apărea pe acest activist de mediu și în același timp noi vom ieși în stradă ca să interzic complet tăierea pădurilor. Domnule Neculae! Domnule Neculae, eu constat că, dincolo de, să spunem așa, încrengătura politică, certitudinea e că totul se desfășoară peste partide. Pentru că îmi amintesc cum, în 2017, când a început să monitorizeze domnul Boșutar 24 de ore din 24 toate transporturile de lemn care ieșeau și intrau în localitate, a fost amendat, tot el a fost amendat de Direcția Silvică Suceava pentru că ar fi spart o barieră în timp ce urmărea un astfel de transport pe un drum forestier. Deci el a mers să prezinte documente, dovezi că se petrece acolo ceva ilegal și Direcția Silvică Suceava 2017 l-a amendat-o pe el. Din 2017 până în prezent s-a schimbat conducerea politică. Dar vedem că a rămas aceeași trajectorie. Este transpartinic, aveți completă dreptate. Acesta este motivul pentru care trebuie pusă presiune. Și trebuie spusă lucrurilor foarte clar. Doamne, de ce nu acceptați interzicerea tăierii pădurilor timp de 10 ani? Sau măcar până când Uniunea Europeană acceptă măsurile pe care le propune România? Pentru că noi ne aflăm în stare de infringement. Știți foarte bine că acum, nu știu, două săptămâni chiar dumneavoastră ați preluat și ați prelucrat această știre, România a fost sancționată deja de Uniunea Europeană și ne așteptăm să fim condamnați la Curtea de Justiție și să începem să plătim pe zi, pentru că nu avem acțiuni credibile.
Cum să fie credibil domnul ministru, domnul ministru Costel Alexe, în momentul în care parlament nu-și convinge proprii parlamentari, cum se convingă pe cei de acolo? Da, păi adevărul e că a fost o situație extrem de bizară asta, pentru că toată lumea a luat-o ca poveste extraordinar de bună. Pare o veste bună, pare o idee bună, mai cu seamă că s-a discutat că în această pandemie prin care trecem s-a și profitat de faptul că oamenii ca stăteau pe acasă și s-au defrișat masiv zone importante. Mafia sau ce considerăm noi tăierii legale, tăietorii ilegali de lemne, oamenii n-au stat acasă. Coronavirusul n-a muncit în păduri, s-a muncit. Da, încep să pun întrebarea dacă nu cumva zona aceea de carantinare a Sucevei a fost făcută special ca să nu mai poată să vadă nimeni nimic și ei să poată tăia, pentru că Tiberiu Boșutar a mai făcut un lucru, a montat niște camere de luat vederi în locuința proprietății personală ca să vadă transporturile de lemn. Da. Închipuiți-vă că a fost atacat de primarul comunei respective în momentul în care Tiberiu a început să raporteze aceste transporturi. Deci ceva incredibil. Este strigător la ceea. Dar e chiar atât de greu de analizat, da, activitatea la nivel ministerial. Nu știu care ar fi autoritatea competentă, dar e atât de greu de adunat toate aceste probe și stabilit câțiva responsabili dintre cei care lucrează pentru stat. Îmi dau seama că e greu să îi prindem pe mafioți acolo unde există. Dar măcar pe ăștia pe care îi plătim nu-i putem identifica. Citesc acum, de exemplu, reacția direcției Silvice Suceava la aceste imagini, la acest incident pe care am prezentat. Și spun în felul următor. Ei așteaptă rezultatul anchetei poliției pentru a putea fi luate măsuri, dacă este cazul, pentru că nimic nu este clar. Sunt doar niște acuzații formulate de Tiberiu Boșutar la adresa păduralului. Dar nu este nimic altceva clar din aceste imagini pe care le-am văzut cu toții. Vă rog, domnule Recula. Nu, deci este strigător la cer, de asta vă spun. Ține să te agăți cu mâinile de tavat și să urli. Deci nu se poate așa ceva, este inadmisibil. Este, credeți-mă, este inadmisibil și se vede cu ochiul liber. Eu pun și ochelari, într-adevăr, și mă ajută poate lucrul ăsta. Dar se vede cu ochiul liber, da, că autoritățile de acolo sunt băgate în acest trafic, da, și da, în această exploatare a pădurilor, și mi-asum acest lucrurile lucru. Sunt foarte această clare. Această declarație din partea Partidului Ecologist Român mi-o asum 100%. Bun, autoritățile respective trebuie decapitate cu tot, cu pădurari, cu absolut tot. Bun, trebuie să luăm pauză. Mulțumim pentru intervenție. Marius Necula, Partidul Ecologist Român, vom mai sta de vorbă. Ne întoarcem după 2-3 minute de pauză.